Salut! Bine te-am găsit! În acest scurt video vreau să-ți prezint cum poți să faci o pastă de spanac super delicioasă și sănătoasă. Pentru realizarea ei vei avea nevoie de următoarele ingrediente: o jumătate de cană de mucuri de pin, alune, nuci, caju sau migdale, la alegerea ta. În rețeta originală avem mugurii de pin, un buchet mare de spanac sau o caserolă de baby spanac, o cană de parmezan proaspăt ras, un sfert de cană de ulei de măsline, o picătură de ulei esențial pur de busuioc, Dotera, o picătură de ulei esențial pur de lămâie, Dotera. Pentru realizarea pastei va trebui să urmezi următoarele instrucțiuni. Pentru o sarboare mai intensă, se pot prăji mugurii de pin, nucile sau ce ai tu din această categorie. Acest pas este strict opțional. Se amestecă uleiul de măsline cu picăturile de ulei esențial de busuioc și de lămâie, iar ulterior se pun toate ingredientele în blender și se mixează până când se obține o pastă omogenă. Forma finală va fi așa cum vezi pe ecran. Din punctul meu de vedere, este un fel de mâncare extrem de sănătos, foarte gustos și foarte, foarte ușor de făcut. Așa că enjoy, bucură-te de el și nu uita să dai click pe butonul abonează-te acum sau subscribe now pentru a fi notificat când postez noi videouri. Numai bine, pe curând!